Bun regăsit la Field the Markets, emisiunea zilnică pe care o dedicăm piețelor financiare. Ca de obicei, suntem live și de la această oră, iată, îl salutăm pe Daniel Apostol, directorul Departamentului de Comunicare și Educație Financiară de la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Bun venit, Daniel! Bun găsit! Mă bucur să fiu alături de voi. Și noi ne bucurăm și chiar, uite, propun să începem discuția de astăzi cu educația financiară, un subiect despre care s-a vorbit, se vorbește și se va vorbi în mass media, pe social media, apropo, momentele de săptămânile trecute cu cozile la stațiile de benzină, cu cozile la casele de schimb, iată, au reaprins aceste discuții, dar dincolo de discuții să vedem și faptele, care e părerea ta și iată, în contextul în care și ASF are deja niște programe în desfășurare, are un site dedicat, am văzut, EduTime și multe altele pe care așteptăm să le aflăm de la tine. Părerea mea este că trece timpul și lucrurile se schimbă. Cu ceva vreme în urmă, eu eram realizatorul emisiunii și tu erai invitatul și vorbeam tot de educație financiară în folosul celor care ne urmăresc, astfel încât alegerile lor de investitori să se facă în bună cunoștință de cauză. Acum mă văd chestionat eu la rândul meu și poate că nu e rău să, din când în când, să se schimbe în viață rolurile. Educația financiară pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară reprezintă un pilon de bază, o misiune de bază strategică, asumată în chiar strategia, am și zis strategică, în chiar strategia autorității. Educația financiară este o datorie și o misiune, de fapt, a întregii societăți către ea însăși, dacă e să încercăm să folosim cuvinte mari. În cuvinte simple, plecăm de la niște date extrem de dureroase. Știm foarte bine că la nivel european ne regăsim în clasamente nefericite, în poziții de top, din perspectiva gradului de alfabetizare financiară, din perspectiva gradului de alfabetizare funcțională, de multe ori se întrepătrund cele două perspective. Suntem o societate care are un spațiu foarte larg de dezvoltare, astfel de învățare, de însușire a conceptelor financiare, pentru că aici aș vrea să subliniez cât se poate de limpede. A vorbit despre educație financiară și a vorbit despre oameni cu educație financiară nu înseamnă că discutăm despre oameni cu diplome luate, câștigate în urma unor cursuri de specialitate la facultăți de specialitate cu profil economic financiar. Nu, vorbim despre fiecare cetățean simplu și despre capacitatea lui de ușoară și de plină înțelegere a unor concepte simple, firești, cu care interacționează zilnic, de care se poate împiedica sau ajuta la fel de simplu în viața de zi cu zi, pe baza cărora poate să-și asigure o bunăstare economică financiară sau, dimpotrivă, să-și riște, să-și sacrifice securitatea economică și financiară a sa ca individ sau a familiei sale. Cred că de la acest nivel trebuie să plecăm cu bună înțelegere a nevoii de educație financiară. Nivelul... Sunt de acord cu ce spui tu și am văzut, scuză-mă Tiberiu, am văzut și la voi pe site și pe YouTube și nu numai, niște noțiuni elementare de bază obligatorie, a zice, pentru publicul larg, dincolo de acele programe și cursuri pentru învățământul, plecând de la primar până la universitar și profesor și tot așa. Dar cum se ajunge la alea? Că e mai greu de ajuns. Uite, eu, de exemplu, am văzut chiar și un morning call și mai multe lucruri foarte interesante pe site, dar nu știam de toate astea. Cum face că, pe de altă parte, știu că de când ai venit tu la ASF, trebuie să recunosc că comunicarea s-a îmbunătățit substanțial, asta fără să te perii puțin așa. Nu pot să nu-ți mulțumesc, că oricum ar fi un compliment pe care l-ai făcut autorității. Este și meritul președintelui Nicu Marcu, care în acest mandat de conducere a Autorității de Supraveghere Financiară a
cerut, a impus și a și coordonat o altă manieră de comunicare, eu regăsindu-mă practic în această ecuație. Acum, vorbind despre proiectele de educație financiară pe care le-ai regăsit pe site, o schimbare de paradigmă noi am făcut-o chiar cu acest site, care era doar inițial un site de prezentare, dacă vreți, un site de carte de vizită a ceea ce face Autoritatea de Supraveghere Financiară în domeniul educației financiare. În mod strategic, Serviciul de Educație Financiară, prin reorganizare, a revenit direcției de comunicare și educație financiară pe care o conduc. În mod strategic, Serviciul de Educație Financiară a căpătat astfel un alt rol, mult mai serios, cu mai mare greutate. Și s-a văzut asta și în felul în care am reconstruit acest site, edutime.ro, pe care îl recomand tuturor celor care ne urmăresc, pentru că acest site nu mai este un site de carte de vizită. Nu mai este un site, dacă vreți, de marketing și de promovare, de autopromovare. Dimpotrivă, paradigma construcției acestui site este alta. Am construit un site cu resurse dedicate tuturor celor care caută, sunt interesați, au nevoie de aceste resurse de educație financiară. Și dacă veți naviga puțin în site, veți constata că publicul țintit este extrem de larg. Avem produse pentru cei care se îngrijesc de educația financiară destinată copiilor la vârstă fragedă. Avem chiar povești originale scrise pentru preșcolari cu personaje inventate. Avem un colectiv creativ la noi, la Serviciul de Educație Financiară. Au scris povești pentru copii cu un personaj simpatic, fiind Pitic, Piticul Financiar, dacă e să o traducem cumva denumirea. Acest fiind Pitic care trece printr-o sumă de întâmplări, de povestioare, fiecare povestioare având în miezul ei câte o lecție, câte o morală cu substrat de educație financiară. Deci fiecare poveste adresează practic de un concept. Ce înseamnă să economisești, ce înseamnă să fii atent la resursele pe care le ai, ce înseamnă să pui deoparte, să te asiguri. Astfel încât prin astfel de povești, copiii, retrăind în sinea lor întâmplarea personajului, să identifice conceptul, să devină familiar cu conceptul care face obiectul acelei morale, acelei învățături de valoare. Regăsim o întrebare aici vis-a-vis de... Doar un pic, termin fraza. Regăsim în programele de educație financiară și produse pe care le oferim studenților, elevilor de liceu și studenților, produse pe care le oferim cadrelor didactice din preuniversitar, dar și universitar, care doresc să dezvolte cursuri, module specifice de descărcare de educație financiară către elevii sau studenților. Și avem și produse pe care le dedicăm publicului larg activ, să zicem, angajaților care se regăsesc fie în entități private, antreprenoriale sau corporatiste, fie angajați ai unor instituții publice care simt nevoia unor astfel de programe. Un program wellness financiar, da? Bunăstare financiară, sănătate financiară, dacă vreți, îl construim chiar pentru mediul de afaceri și avem multe companii care oferă în planul lor de să spunem, de stimulare a dezvoltării personale a angajaților gratuit acest program, pentru că, și aici vreau să subliniez, toate programele pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară le oferă publicului larg, indiferent de natura publicului țintă, sunt programe gratuite. Sunt programe pe care ni le asumăm în misiunea de bază despre care vorbeam. Aici am două întrebări. Unu, într-adevăr, am văzut secțiunea EduTime, e foarte cuprinzătoare, mă rog, are multe detalii, reviste electronice, ghiduri, videoclipuri pe YouTube, mai mari, mai mici, animate, în fine, cu foarte multe detalii cu privire la toate cele trei piețe. Deci,
vorbim atât de asigurări, de fonduri piața de capital și da, de piața pensiilor și de piața de capital. Da. Acum, prima întrebare. Noi, prin natura noastră, suntem mai curioși așa și știm unde să le căutăm. Da? În principal am văzut că apar pe site-ul ASF din Facebook, da? Pe pagină de acolo, sunt pe site-ul ASF, dar în altă parte nu prea le-am văzut. Adică cum află lumea de ele? Așa, e foarte bună întrebare și în același timp este o invitație, întrebarea voastră, o invitație la a promova și mai bine site-ul. Noi l-am comunicat public și o să revenim periodic să le readucem în atenția publicului larg și cu ajutorul vostru și cu ajutorul celor de din mass media și cu ajutorul social media. Și nu doar așa, ca să reîncălzim o ciorbă, ci ne propunem ca acest site să aibă dinamica sa. La anumite intervale de timp să aducem ceva suplimentar site-ului. Să aducem conținut suplimentar, la asta mă refer, conținut de calitate, să aducem lucruri noi în site și atunci aceste noutăți să fie și pretextul reamintirii publicului larg de existența acestui site. Acum trebuie să mai știți ceva, că noi comunicăm aceste resurse ce se regăsesc în acest knowledge basket, da? un sipet de cunoștințe pe care le-am construit și le-am pus la un loc. Frecvent, săptămână de săptămână, poate exagerez, dar lunar, către stakeholderii direcți, către publicul de țintă cu care interacționăm, respectiv inspectorate școlare, entități academice, universități, corpuri profesorale, organizații profesionale, asociații profesionale, astfel încât prin intermediul lor să diseminăm în rândul membrilor lor existența acestei resurse. Și aici, tot legat de educație financiară, am văzut la partea de lectori, cei care predau practic ce e acolo, în legătură cu caravanele care au fost făcute, mă rog, și care se vor mai face prin licee, școli și așa mai departe. În principal, lectorii sunt angajați ASF, nu? Adică nu sunt. Lectorii pe care îi regăsiți prezentați în acest site, EduTime, sunt pur și simplu colegii mei din Serviciul de Educație Financiară, specializați ca trainer, sunt lectori care au experiență în construcția, ei nu sunt niște prezentatori. Ei sunt oamenii care concep aceste programe de educație financiară și își asumă și livrarea lor, prezentarea lor. Iar acestora li se alătură o sumă de oameni cu experiență, cu expertiză dezvoltată pe punctual pe anumite piețe financiare, din piețele pe care autoritatea de supraveghere financiară le supraveghează, astfel încât să putem să beneficiem de expertiza acestor colegi care sunt super profesioniști, fie pe piața de capital, fie pe piața pensiilor private, fie pe piața asigurărilor, și expertiza lor transpusă în interacțiunea din programele de educație financiară să poată folosi celor care beneficiază de aceste programe. Pentru că aici ar fi fost următoarea întrebare sau următoarea sugestie. N-ar fi bine poate la un moment dat să contractați pe cineva din extern prin, mă rog, prin licitație publică, cum să spun, adică nu altfel, traineri cu experiență mare și care fac treaba asta de foarte mult timp. Bineînțeles că ei o fac pe bani, nu o fac gratuit, dar asta e. Nu poți să ai pretenție la calitate dacă nu dai bani. Mă rog, asta poate că ar fi fost ca și sugestie. Eu rețin sugestia și invitația voastră, chiar o rețin. Nu e de dat la o parte și expertiza care vine, poate veni din afara cadrului instituțional al autorității de supraveghere financiară. Trebuie să mai știți că în programele de educație financiară noi avem o conlucrare, nu zic colaborare, o conlucrare extrem de atent construită și permanentă cu experții, colegii noștri din cadrul Institutului de Studii Financiare, ISF și ASF, regăsindu-se în multe proiecte comune, da, este și firesc. Și împreună cu Institutul de Studii Financiare derulăm o ofertă suplimentară, dacă vezi, pe care o regăsim în portofoliul Institutului de Studii Financiare,
o ofertă suplimentară de programe și proiecte care au ca obiect educația financiară. Dar acolo deja vorbim de altceva, că alea sunt cursuri profesionale, aș putea spune. Nu mă limitez aici la cursurile de formare profesională sau de atestare, de certificare pe care ISF-ul în mod firesc le face, ci chiar la programe de educație financiară pe care le derulăm împreună cu ISF sau ISF împreună cu noi. Dar, repet, am reținut sugestia și suntem deschiși să, să vedem în ce măsură. În ce măsură reprezentanța piețelor pe care experții din piețele pe care le supraveghem pot deveni alături de noi traineri cu greutate, astfel încât produsele noastre să aibă un efect scontat. Până la urmă, ce ne dorim? Ne dorim să contribuim la creșterea nivelului de educație financiară a întregii populații. Și să aibă o tracțiune mult mai bună. Exact. Și mai am o întrebare aici. În sfârșit, avem și noi o zi a educației financiare care am văzut că a fost votată o lege în Parlament pe 11 aprilie, deci săptămâna viitoare o să avem ziua dedicată educației financiare. O să pregătiți ceva evenimente atunci, cum a fost la Global Money Week sau, mă rog, spre promovare și așa mai departe? În mod salutar, o inițiativă parlamentară a fost adoptată. Inițiativa deputatului George Tuță de a avea o astfel de zi a educației financiare. Ea a fost prin lege, urmează să fie promulgată, dar inițiativa legislativă a întrunit votul la Camera Decizională, la Camera Deputaților, astfel încât 11 aprilie din acest an încolo va fi ziua în care vom celebra, vom marca și sper eu ne vom bucura de faptul că avem acțiuni la nivel național, că avem acțiuni de contribuție la acest proces de educație financiară și, sper eu, la un moment dat vom avea de celebrat și rezultate. Acum este un pripă să vă... Noi vom avea această primă ediție, da, luni pe 11 aprilie. Serviciul de educație financiară în cadrul autorității sigur că își propune să aibă o sumă de acțiuni particulare, proprii. Suntem însă într-o strânsă legătură cu alte autorități relevante, suntem în strânsă legătură cu mediul academic. Trebuie să vă spun, fără să divulg poate o surpriză pe care vom vrea să o aducem publicului larg, Autoritatea de Supraveghere Financiară are încheiate protocoale de strânsă colaborare în domeniul educației financiare cu marile centre universitare ale țării și cu universități și din eșalonul 2, tocmai pentru că dorim ca împreună cu colegii noștri din mediul academic, din mediul profesoral, să putem să avem o mai corectă radiografie de stare din perspectiva educației financiare, o radiografie a nevoilor, dar și în același timp o identificare a resurselor și a soluțiilor posibile. Exact. Cumva mi-ați ridicat mingea la fileu cu treaba asta și noi facem programe de educație financiară, am făcut și cursuri, facem și filme și, în fine, partenerii care au susținut proiectele pe care noi le-am făcut anterior, ne-au cerut și niște indicatori de performanță și a fost așa. Dom'le, câte vizualizări o să aveți dacă faceți treaba asta, dacă faceți treaba asta, astfel încât să putem să susținem toate lucrurile astea. Și întrebarea mea e, vă uitați și pe parte de statistici, unde se uită lumea mai mult? Nu știu, la pagina de asigurări, la pagina de piață de capital, la pagina de fonduri de investiții. Ca așa apucăm să ne facem o idee ce i-ar interesa mai mult, nu? Și ce puteți să dezvoltați mai mult în sensul ăla. Sigur că suntem foarte atenți la toate indiciile pe care le putem primi dinspre piață, vorbesc generic, dinspre societate, ca să fiu mai generic, cu privire la gradul de interes al indivizilor față de concepte, segmente, sectoare care țin de piețele financiare pe care le supraveghem noi. Adică, generic vorbind, piața financiară non-bancară, nebancară. Nebancară.
Dacă vorbim de așa zisul KPI, da, indicator de performanță pe care am putea urmări, eu îmi doresc ca rezultatul eforturilor de educație financiară pe care întreaga societate le depune și din care autoritatea de supraveghere financiară dorește să fie extrem de bine prezentă, să fie următoarele. Să constatăm la un moment dat în timp că din ce în ce mai puțin români cad pradă fraudelor financiare, că din ce în ce mai mulți români înțeleg conceptul de asigurare și nevoia de a ne asigura, de la populara asigurare obligatorie RCA, care trebuie înțeleasă în esența ei, nu în forma de reglementare impusă, până la diferența dintre a economisi și a investi, până la a descoperi că din ce în ce mai mulți români devin investitori activi. Și să nu ne gândim aici la oameni, să nu identificăm investiția financiară cu îmbogățirea, cu o clasă socială anume. Eu am întâlnit cazuri spectaculoase de, dacă vreți, gospodari rurali care din bruma de venituri realizată în calitate de grădinari, care își vând produsele în piață, economia realizată din această brumă de venituri au transformat-o în investiție pe bursă de valori pentru ei și pentru familiile lor. Este cel mai frumos exemplu pe care l-am putea da. Până la a vorbi de investiții de portofoliu, de transferuri de acțiuni, de tranzacții uriașe, să constați că un gospodar de la 30 de kilometri din afara Bucureștiului, a cărui familie are o singură sursă de venit, este grădinar și își vinde produsele în piețele Bucureștiului, și după ce își plătește taxele, impozitele, facturile, dările, școala copiilor, bruma care rămâne, când rămâne, nu o aruncă, nu o pune la ciorap, nu o pune într-o cutie sub pat, nu dă fuga să facă un depozit pe termen, că știm foarte bine, lupta cu inflația erodează mult și partea asta, care de altfel trebuie să o înțelegem la rândul ei, economisirea, se duce și își construiește un portofoliu de investitori. Apropo de... Da, e un exemplu extraordinar. Apropo de investiții, am văzut tot așa în comunicate acum, ați autorizat un fond de investiții dedicat polițiștilor, pompierilor și jandarmilor. Așa e. Cine, ce e cu fondul ăsta? Cine îl administrează? Mă bucur să constat că sunteți foarte atenți la actualitate. Este chiar suntem atenți, dar apropo de asta, trebuie să te întreb cum primim și noi comunicatele astea, că eu sincer nu prea știu. Am văzut că testați și tehnologia blockchain și să nu mă pune să-mi deschid un cont de cripto, ca să glumim apropo de educație financiară și românii este care... Este și mai simplu. Noi trimitem comunicatul de presă, comunicatele, informările de presă tuturor celor care doresc să le primească. Deci dacă vreți ca entitate media să fiți cumva acreditați sau să fiți în lista noastră de corespondență, este simplu, trebuie să ne comunicați doar adresa de e-mail la care vreți să primiți comunicatul. Ca entitate de comunicare, ca entitate media, comunicatele sunt publice și pe site-ul nostru și încercăm să le răspândim când au o mare greutate și cu ajutorul grupului de WhatsApp în care le găsim ziariști interesați de activitatea autorității. Revenind la acest comunicat, este chiar de astăzi și exact acest lucru anunță. Autoritatea de supraveghere financiară a autorizat un fond de investiții dedicat unui segment special profesional. Este vorba de Nova Protect Fund, așa se numește acest fond de investiții, și el se adresează categorii profesionale cu specific pompieri angajați în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, polițiștii angajați în cadrul Poliției Române, angajați ai administrației penitenciarelor, angajați ai jandarmeriei, ai poliției locale, ai poliției de frontieră, precum și pensionarilor care provin din cadrul acestor structuri și care au o vârstă maximă de 55 de ani.
Este, dacă vreți, o consecință firească, pentru că la nivelul autorității de supraveghere financiară s-a constatat un interes sporit, o efervescență, spune colegul meu Ovidiu Petru, directorul sectorului, în zona acestor fonduri de investiții. Și atunci fondul pe care l-am autorizat vine cu o ofertă nouă pentru piața românească, necesară în același timp. Noi încercăm prin asta să ne aliniem practic multor altor piețe europene unde regăsim astfel de plasamente în instrumente financiare specifice unor categorii profesionale. E clar că știu că am vorbit acum un an și ceva și spuneai că sunt niște etape de parcurs, de restructurare, autoritatea se restructurează. E mult de discutat și nu intrăm în detalii. Eu te-aș întreba, sunt în grafic aceste etape de restructurare? Cel mai bine aici se pronunță președintele autorității, care direct sau prin intermediul purtătorului său de cuvânt, și mă regăsesc în această calitate, a subliniat adesea că în acest mandat autoritatea de supraveghere financiară traversează o perioadă de reorganizare. Iar această reorganizare are un scop simplu de enunțat, acela al eficientizării relației autorității de supraveghere financiară cu entitățile din piețele pe care le supraveghem. Un alt scop, sau în același scop, dorindu-ne să diminuăm substanțial nivelul de birocratizare, birocrația care consumă timp și energie la ambele capete. Suntem în prim proces de digitalizare a activității autorității de supraveghere financiară, nu doar pentru eficientizarea operațională internă, ci mai ales și în relație cu publicul larg, cu entitățile din piețele supravegheate, și niște prim pași au fost deja făcuți public. Pe site-ul autorității de supraveghere financiară, vă dau un exemplu, am introdus un portal în care orice doritor, orice petent care cere, are nevoie de o autorizare, găsește digital tot pachetul de norme, de reglementări, de legi la care, în situația în care se regăsește, trebuie să facă apel să le cunoască. Găsește din capul locului toată documentația, toate actele necesare obținerii autorizației pe care o va solicita. Depune toate actele online în cadrul acelui, prin intermediul acelui portal. Și astfel am scurtat uriașul parcurs birocratic de plimbă hârtia, adu hârtia, pune ștampila, adu-o înapoi, îți mai trebuie altceva la dosar. Boală românească a ultimilor 30 de ani. Mai am o scurtă întrebare aici, dacă există în detaliu sau dacă există și se cunoaște. Cine va administra fondul ăsta, Nova? Vreun asset manager de la noi, că în comunicat am văzut că nu scrie nimic. În comunicat am dat numele fondului. Aha, okay. Am dat numele fondului, este acest Nova. Nova Protect Fund, care este administrat de o firmă cu o denumire similară. Ok. Autorizată, verificată, ca toată. Vreau să vă spun cu ocazia asta, să subliniez în răspunsul meu un lucru. Vreau să vă asigur că autoritatea de supraveghere financiară este extrem de atentă cu privire la și extrem de riguroasă în atenția sa cu privire la funcționarea tuturor entităților din piețele supravegheate în cadrul legal. Primul lucru de la care plecăm este că ne dorim dezvoltarea piețelor pe care le supraveghem în condițiile în care fiecare entitate respectă legislația românească. Noi supraveghem aceste piețe în dublu sens: să fie respectată legislația, să fie respectate drepturile acționarilor, mai ales acolo unde vorbim de piață de capital, și să ne asigurăm că buna intenție guvernează
procesul de dezvoltare a acestor piețe. Bun. Aș vrea să mergem puțin mai departe, să atingem și un alt subiect legat, cel legat de digitalizare. Am vorbit puțin la început, dar mă rog, am trecut repede și știu că este una dintre direcțiile urmărite, nu de acum, destul de mult timp de către ASF. Știm că, mă rog, în tot ceea ce înseamnă intermediarii prin piața de capital, adică SISIF-urile, în ultima vreme, multe dintre ele au reușit să-și implementeze deschiderea conturilor de tranzacționare online și, mă rog, de aici încep să faciliteze cumva ușurința și din ce în ce mai mulți oameni obișnuiți ar trebui să vină să-și deschidă cont de tranzacționare, dar am văzut un proiect, chiar am văzut un comunicat recent trimis tot de către ASF, un proiect digitalizarea prin blockchain, care așa am văzut că se numește, un portal de autorizări, un instrument online, mă rog, care facilitează procesul de autorizare pe piața financiară non-bancară. Acum mă dau exemplu pe mine personal, ca și consultant de investiții care am trecut prin procesul de autorizare chiar și la ASF și cu cursurile. Cum se face acum? Nu mai vin, cum veneam până acum, să depun, nu știu, dosarul ăla de care era nevoie pentru autorizare? Intru undeva online, depun actele? Exact asta vă povesteam ceva mai devreme. În site-ul autorității veți regăsi acest portal care vă îndrumă din capul locului spre zona de care aparțineți în momentul în care solicitați o autorizare. Există un arbore în meniu care vă conduce din nou exact spre, să spunem, sertarul pe care trebuie să-l deschideți. Și veți afla acolo toate actele care vi se solicită și care pot fi depuse online, urmând ca întregul proces de plimbare a hârtiilor cu care erați obișnuit înainte să dispară și verificarea tuturor actelor necesare să se facă în timp util, astfel încât și procesul de autorizare să beneficieze de o eficientizare și din punctul de vedere al timpului și din punctul de vedere al volumului de acte ce ar fi trebuit verificat. Este și acesta subiectul unei comunicări publice la care făceați referire și la care m-am referit și eu ceva mai devreme. Încercăm ca accelerarea procesului de digitalizare la nivelul activității autorității, care este unul dintre obiectivele majore în strategia autorității, să se facă în dublu sens și în interiorul, în funcționalitatea serviciilor și direcțiilor noastre, dar și în relația cu entitățile din piețele pe care le supraveghem. Da, e mare nevoie de digitalizare, pentru că noi, așa, Tiberiu, ne uitam la un clasament și România este în din păcate este pe ultimul loc la finalul anului trecut, da, din... Da. Indicele ăsta DESI, care este urmărit de către multă lume, Digital Economy and Society Index, este luat de pe site-ul Comisiei Europene și din păcate ne plasează pe ultimul loc din toate cele patru puncte de vedere, conectivitate, mă rog, capital uman, tehnologie și așa mai departe, și orice e făcut în sensul ăsta e bun venit și ar trebui, mă rog, din punctul meu de vedere, actualizat și chiar accelerat. În fine, vom vedea de aici încolo ce se Daniel, ușor, ușor ne apropiem de final, dar n-aș trage concluzia înainte să te întreb totuși și ca un atent urmăritor, și ai scris ani de zile și vorba aia, ai comentat și cunoști foarte bine și macroeconomie. Nu pot să nu te întreb de contextul actual, internațional, care ne afectează. A fost pandemie, a venit războiul. Prețurile la energie, aici m-ar interesa, au crescut foarte mult, de inflație spuneai și tu. Se vorbește de România independentă energetic, se tot vorbește, am vorbit cu specialiști, au făcut planuri, au făcut demersul, dar noi batem pasul pe loc. Care e părerea ta așa? Bun. Pe scurt? Înainte de a formula o părere proprie, care evident nu reprezintă un punct de vedere oficial al autorității, voi vorbi în calitate de observator al vieții economice și de comentator al vieții economice și de ziarist, de fost jurnalist economic. Vreau să mai fac o precizare pe tema anterioară. Educație financiară în cifre
ca să aveți o idee cantitativă, până acum programele Autorității de Supraveghere Financiară au atins undeva spre 165.000 de elevi la nivel național, undeva la peste 18.000 de studenți, din nou la nivel național, și s-au derulat cu ajutorul aproape 4.000 de profesori. Cam astea ar fi reperele statistice și eu cred că înseamnă o fundație trainică pentru ce ne dorim să facem și de aici încolo. Revenim la întrebări, la provocarea, la comentariu. Vezi, am să încep tot așa, de la educație financiară. Dacă am avea o națiune mai educată financiar, ar fi mai atentă la evoluțiile din jurul nostru, geopolitice, geostrategice, economice, sociale. Și oamenii ar ști mai bine ce trebuie să facă cu propria lor viață economică, financiară și socială. Din capul locului am început 2022 în sub auspicii îngrijorătoare. O inflație amenințătoare. Mi-aduc aminte că Banca Națională a României prognozase o inflație cu două cifre, 11% pentru luna iunie, încă înaintea izbucnirii dramaticelor evenimente pe care le regăsim sub titulatura Războiul din Ucraina. Invadarea Ucrainei de către Rusia a produs convulsii suplimentare într-un cadru macroeconomic deja îngrijorător. Iar inflația are două origini mari. Avea două origini mari: explodarea prețurilor la energie și consecințe ale pandemiei, blocaj în lanțurile de aprovizionare și o reducere a resurselor pe diverse industrii a creat și sectoare a creat o explozie a prețurilor și în zona alimentară. A izbucnit acest război în Ucraina, Rusia a invadat Ucraina, iar acest război a produs efecte economice pe care la momentul actual putem doar să le comentăm fără a le cunoaște cu adevărat amploarea și dezvoltarea și finalitatea lor, pentru că nimeni nu poate să spună încă astăzi care va fi ieșirea din această dramă care se întâmplă în proximitatea noastră. Ce putem spune este că a avut un impact major asupra prețului petrolului și prețului gazelor naturale la nivelul global, un impact major asupra pieței alimentare prin faptul că doi mari exportatori de cereale, Rusia și Ucraina, aflați în conflict acum, în conflict militar, pun sub semnul întrebării nivelul producției de cereale ce va fi disponibilă pentru export, pentru consum, ceea ce înseamnă că specula în piețele internaționale se manifestă și prin prețurile sporite la astfel de materii prime. O altă tendință speculativă e clar că o găsim în zona materiilor, în zona materialelor și a produselor care au la bază metale rare și materii greu de resurse naturale greu de obținut, unele provenind din nou din spațiul Federației Ruse. Și în contextul ăsta, care sunt perspectivele României economice? Tu personal, cum vezi anul ăsta? Și eu văd aici că România are o șansă pe care trebuie să o joace cu înțelepciune. Dacă tot vorbim de energie, ar trebui să ne reamintim că avem ieșirea la Marea Neagră și că la Marea Neagră, în subsolul ei, avem descoperit un zăcământ de gaze naturale ce ne-ar putea echilibra condiția de independență sau de mică dependență de piața gazelor naturale alimentată, furnizată de Federația Rusă. Taman în acest context geopolitic tumultos și că stăm în fața unei așteptări de decizie politică
Eu am speranța că factorii politici judecă cu mult discernământ și cu seriozitate întregul context și o lege care să deblocheze investițiile în exploatarea zăcămintelor de gaze naturale din subsolul Mării Negre în interesul statului român, în interesul asigurării securității energetice românești și în interesul dezvoltării de investiții prin parteneriat cu companiile private care au capacități și capabilități tehnice, nu poate să fie decât un mare câștig pentru România. Da, iată, te alături și tu celorlalți specialiști care au aceeași părere. Suntem la final, hai să tragem concluzia discuției de astăzi și îți dau cuvântul ție să spui, să spunem ultimele, să tragi tu concluzia asta. Ca la radio sau ca la TV, foarte pe scurt. Educația financiară nu este un mod. Educația financiară este o necesitate și educația financiară este o fundație corectă pentru o dezvoltare armonioasă a economiei românești. Exact, bine spus și scurt și la obiect. Îți mulțumim mult, Daniel Apostol, pentru prezența la Field the Markets. Te mai așteptăm și mult succes în demersurile voastre pe care le aveți și pe care sper să le îndepliniți, cum discutăm cu companiile la fiecare trimestru, cu raportările financiare, așa și voi să le realizați, să spunem așa. Mulțumim mult! Și eu mulțumesc! Încheiem aici ediția de astăzi, ne vedem mâine de la aceeași oră, până atunci, ca de obicei, o seară cât mai plăcută și, evident, profitabilă. La revedere!